A fost o oră de groază înfiorătoare, Renault se miră că nu murise. Și în acest noi an vertiginos de gânduri, în acest tumult dezlănțuit, o imagine surâdea victorioasă asupra voinței lui. Imaginea lui Marie. O revedea așa cum o văzuse în noaptea ceremoniei la cimitirul inocenților, sub valurile de doliu, în picioare, cu felinarul în mână. Și Renault începu să urle, o iubesc, o iubesc. Marie, 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 te ador. Vom muri împreună, Marie, pentru că trebuie să te omor. Apoi, în liniște, fantastic de repede, calmul se coborâ în sufletul său însângerat. În aceeași clipă în care renou își redobândi echilibrul, ușa unei capele se deschise brusc și o duzină de țărani ieșiră de acolo. Doi dintre ei duceau un fotoliu, în care era așezată o fetiță de vreo 15 ani, palidă, cu părul desfăcut, frumoasă ca o icoană, în nesfârșită tristețe a tristețea ochilor ei mari, albaștri, imploratori. De aproape, o femeie în vârstă o supraveghea, atentă la cea mai mică groapă, figura ei era durerea într-o chipată. Cu obrajii înecați în lacrimi mergea de colo până colo, rugându-i să pășească cu atenție. Era mama fetiței. Ochii lui Renault se fixarea asupra acestui spectacol. Zâmbetul său deveni și mai levet și cu mâna-i furioasă și sfârte ca pieptul spunând, Durere, durere, tu stăpânești lumea și cum gândul ei se oprise asupra cuvintelor pe care le pronunța privirea să o studia pe sărmana infirmă. Se ridică brusc și murmură, dacă aș lăsa aici, în trecerea mea, un strop de bucurie curată. Apoi bătu în masă și chemă pe Hangiu. Fetița aceasta e paralitică, nu-i așa? Întrebă el. Vocea lui căpătase în timbru de stranie bunătate. Da, domnule, răspunse Hangiu lui Mit. Monseniorul de Tornon a spus că trebuie să fie dusă mereu la capelă fecioarei Maria și aceasta o va vindeca. Monseniorul de Tornon? Da, cardinalul de Tornon, arhiepiscopul de Embrun, acela care a fost numit locotenent general al conetabilului de Montmorenchi și al cărui palat se vede de aici, în capătul străzii, adăugă hangiul arătându-i o clădire impunătoare, pătrată, apărată de șanțuri și creneluri. Și după cum vedeți... Domnule, mica Huberte a fost adusă la capelă, dar fecioara n-a vrut să o vindece. Și sunt, mi se pare, aproape doi ani de când e paralizată, mai spuse Renault studiind cu atenție chipul infirmei. Da, domnule, exact doi ani. Dar de unde știți? Renault nu răspunse. El se apropie de fotoliul în care stătea fetița. Vreo 50 de țărani înconjurară fotoliul, câțiva soldați de la castelul cardinalului se apropiară curioși. Printre aceaștia se afla și meșterul Pezenac, șeful poliției regale din Tornon, într-o atitudine de profund respect, el dădea explicații unui călugăr care venise de la palatul cardinalului. Acest călugăr era înalt, slab, cu fața palidă, de ascet, cu ochi arzători și o atitudine nobilă ce trăda pe puternicul și elegantul cavaler de odinioară. Mama micuței în genunche cu fața spre capelă. Femeile din jur și majoritatea bărbaților o imitară sărmana ființă voia să facă o ultimă încercare de a atrage puterile cerului spre vindecarea fiicei sale. O imensă tăcere se așternu asupra acestei mulțimi. Micuța Huberte, frumoasă ca un înger, era iubită de întreg orașul, veselă, veșnic surâzătoare, sprintenă, era văzută peste tot cu păruia auriu atârnându-i pe umeri, fiind oriunde binevenită. Era farmecul, bucuria, veselia orășelului. La un moment dat însă, după ce vizitase o paralitică spre a o consola și încuraja, Huberte fu cuprinsă de indispoziții ciudate, o curiozitate bolnăvicioasă o împingea să o revadă pe biata ființă paralizată. Cu fiecare vizită însă, indispozițiile ei se accentuau. Într-o dimineață, ea încercă să se ridice, picioarele refuzau să o ajute. Apoi, după câteva zile, mâinile și picioarele sale înțepeniră și de atunci nimeni și nimic nu au putut vindeca. Huberte, paralizase și numai ochii săi albaștri, îi mai rămase răvi. Maica s-a aproape nebunise de durere. Iată ce explicase meșterul pe zenac călugărului, a cărui figură întunecată și statură înaltă dominau mulțimea. Din mijlocul mulțimii, în tăcerea acea păsătoare, vocea plângătoare se ridică necată în hohote de plâns, Sfânta Fecioară, Monseniorul de Tornon ne-a trimis să ne rugăm -ție, precum ți-am mai spus. N-ai auzit oare rugămintea mea și nu mi-ai văzut lacrimile? Nu trebuie să faci decât un semn, Sfânta Fecioară și micuța mea Huberte va putea să meargă. O, bună Fecioară, regina a cerului și a pământului, tu, care ești atât de puternică, salvează-mi copilul. Salvează el, salvează el. Strigă mulțimea. salvează pe Huberte. Femeile plângeau, bărbații își ștergeau ochii în Durerea bătrânei mamei era copleșitoare. Micuța Huberte, paralizată, fixa cu ochii săi mari statuia fecioarei, care se zărea în fundul capelei, printre luminările aprinse, rugămintea ei din priviri era atât de sfâșietoare, încât călugărul, a cărui inimă, în fața durerilor omenești, nu era destul de simțitoare, se simți profund emoționat. Murmură de rugăciuni amestecate cu lacrimi și suspine înăbușite cuprinse întreaga mulțime. Apoi se făcu din nou tăcere. Toate privirile se îndreptară spre fată, iar rămase însă nemișcată. Mama stărui totuși în rugăciune, cu obrazul scăldat în lacrimi, cu mima sfâșiată de durere. Într-un târziu se ridică și ea. Cei doi țărani apucară fotoliul. Mulțimea a început să se împrăștie. În acest moment, străinul, pe care lumea îl văzuse încovoiat de oboseală și plin de praf, se ridică și spuse, Lăsați scaunul jos! Țăranii tresăriră la auzul acestei voci, de o infinită bunătate, dar autoritară în același timp, încât era imposibil să îi te împotrivești. Ei lăsară fotoliul jos mulțimea se strânse din nou în jurul fotoliului, mânată de o curiozitate fără margini, care mereu precede întâmplările extraordinare. Privirile se fixară asupra călătorului, a cărui figură de gaj au o asemenea strălucire, încât toți oamenii adunați începură să freamăte de mirare. Mama fetei îl privea și ea pe străin și inima îi bătea cu putere. Renault se aplecă asupra micuței Huberte, îi apucă mâinile zicând, privește-mă, copilul meu. Paralitica îl ascultă și frumoșii ei ochi albaștri se ațintiră în privirea străinului. După ce o clipă își fixă căutătura în ochii arzători ai lui Renault, puțin câte puțin obrazul palit și slăbit al infirmei își schimbă culoarea, fata dobândind o încredere infinită. Abia acum Renault se îndreptă din șale, ținând însă mereu mâinile fetiței întrale lui. O tăcere profundă domnea pretutindeni. Nu se auzea decât zgomotul respirației gâfuite a celor din jur, iar apoi o voce blândă, imperioasă, dominatoare. Era Renault, care spunea, ridică-te și mergi. În minutul următor, mulțimea a fost cuprinsă de uimire și strigăte de bucurie țâșniră din toate piepturile. Oamenii erau cuprinși de un mare delir și mama fetei se prosternă la picioarele lui Renault, acoperindu-le cu sărutări. Mulțimea a început să strige, minune. Multe femei și câțiva bărbați fugeau îngroziți în fața acestui lucru fabulos, nemai văzut de ei până atunci. Paralitica ascultase ordinul. Micuța Huberte se ridicase. Ea mergea. Apoi își ridică de la pământ mama, îmbătrânită de durere. Huberte vorbea, zâmbea tuturor și o aclamație de bucurie dezlănțuită, de admirație nemărginită se auzi în tot orașul Tornon. 2. Ignațiu de Loyola, călugărul Poli. El șopt repede câteva cuvinte la urechea meșterului pe zenac. Șeful poliției regale din Tornon făcu un semn gardienilor. În momentul când Renault se desprinse din îmbrățișarea bătrânei, din mijlocul entuziasmului general și se înapoie la masa lui de la Han, fu apucat de la spate de către o duzină de mâini, smucit de picioare și de cap, amenințat teribil. Un zgomot, o rumoare sinistră se iscă în mulțime, care fugea în toate părțile, împingându-se unii pe alții, ne mai știind care încotro să o apuce. Trebuie că e vreun diavol sau vrăjitor care a făcut un pact. În 10 minute după ce fusese înhățat de garda lui Jupân Pezenac, Zenac, Renault fu închis într-o încăpere joasă din castelul monseniorului de Tornon. I se puseseră două mari cătușe, prevăzute cu lanțuri groase, fixate în pereți. Apoi călugărul intră în celulă și la un semn pe care îl făcu și care fu ascultat cu un respect deosebit, toată lumea ieși din încăpere, până și jupând Pezenac. Tinere, dacă vrei să fii sincer cu mine, explicăm -mi ce fel de vrăjitorie ai întrebuințat și îți promit că voi interveni pentru dumneata, depunând în favoarea dumitale întreaga stimă de care mă bucur. Și această stimă e mare. Renault folosi întreaga putere de concentrare a spiritului său, toate misterioasele resurse de care dispunea, pentru a-și feri sufletul de o durere zadarnică. El îl studia pe omul care se afla în fața lui. Problema vieții sale în acel moment era să iasă din închisoare imediat, nu seară sau mâine, ci imediat, altfel ar fi fost prea târziu. Domnule, spuse el, adunându-și toată voința în aceste clipe, când totul se năruia în jurul său, domnule, voiți să-mi faceți favoarea să-mi spuneți cine sunteți. De ce nu, răspunse necunoscutul, sunt călugărul Loyola. Renault tresări. Loyola, simplu. Continuă călugărul și dacă aș putea găsi un nume mai umil, l-aș lua pe acela cândva am fost gentilom și mi se spunea regele Loyola. Asta îți poate spune că am trăit, că am cunoscut toate slăbiciunile omenești și că poți să-mi vorbești fără ocolișuri. Am auzit vorbindu-se de Ignațiu de Loyola, spuse Renau și știu că e de o inteligență care îi permite să înțeleagă cu ușurință orice. Bine cuvântez deci cerul, domnule, că am de-a face cu dvs și nu cu cine știe ce călugăr ignorant. Acum, vă rog să-mi spuneți cum veți folosi creditul de care vă bucurați în folosul meu. Renault vorbea cu calmul unui doctor ieșit de la Sorbona. Spiritul său, ajuns la limita de jos, aduna toate puterile pentru a păstra fărâma de calm cei mai rămăsese. Loioul a zise, numai infernul e în stare să acorde o asemenea putere, pe care eu n-am obținut-o din partea cerului. Dacă vrei să fii sincer, spuse el, voi vorbi pentru dumneata regelui și îți voi evita tortură și arderea pe rug, obținând să fii numai decapitat sau dus la spânzurătoare. Renault spuse la rândul său, în câteva minute trebuie să fiu liber. De altfel, domnule, n-am făcut nicio crimă. Să redai sănătatea unui sărman copil, fericirea unei mame bătrâne, bucuria mulțimii e un lucru rău, condamnabil. Nu, dacă această fericire vine din partea cerului. Dar dacă vine din infern. Spovedește-te deci, tinere și spunem limpede de ce blestemăție ai folosit pentru a o face pe paralitică să poată merge. Adică, cum s-ar zice, pentru a face un miracol. Renault respiră îndelung, spunându-și, dacă acest om nu e atât de inteligent precum bănuiam, sunt pierdut. Domnule, n-a fost niciun miracol. Micuța fată nu era paralizată. De la prima râncare de privire am văzut că era o natură stăpânită de imaginație și capabilă să-și însușească o boală, să o imite dacă vreți. Huberte nu era paralizată. Eu n-am făcut decât să-i insuflu credința în ea și în mine și când i-am ordonat să meargă, legăturile ireale, imaginate de ea, s-au rupt îndată. Acum, după ce vorbise, părea ușurat. Totuși, o spaimă neînchipuită îl stăpânea. Loioulă clătină din cap. Nu te gândești, sper, că am luat drept bune minciunile înșirate de dumneata. Deci, refuz să-mi spui ce vrăjitorie ai utilizat. Renault își plecă fruntea. Plângea. În întrebarea călugărului, în atitudinea acestuia el citea limpede credința furioasă, credința opacă și obtuză care îi întuneca mințile. Deodată însă, o rază de lumină pătrunse în infernul în care se zbătea. Inteligența acestui om e inaccesibilă, poate voi reuși să pătrund în inima lui. Căzu în genunchi. Piciorul său drept fură sucit de greutatea lanțului de fier, care îi produse o durere insuportabilă. Altuia i-ar fi smuls strigăte de durere înfiorătoare, el însă nici nu simți, își ridică privirea spre Loyola. Figura ei era atât de descompusă, încât călugărul îl recunosc cu greu. Vorbi și vocea sa era atât de blândă, ea cuprindea o imensă durere, o rugăminte fără margini, încât se dădu înapoi, murmurând, infernul vrea să-mi atingă sufletul după ce a încercat să-mi încovoie spiritul. Apoi spuse, domnule, am un tată, un sărman bătrân care a suferit mult în viață și care nu mă are decât pe mine pe lumea asta. O primejdie de moarte îl pândește pe tatăl meu. Ai și dumneata un părinte. Închipuiește-ți că e de ajuns să întinzi mâna pentru a ți salva tatăl de la o moarte îngrozitoare. Ai refuzat să faci pentru el ceea ce ai face chiar pentru un câine? Domnule, îți cerșesc mila. Dăm -mi drumul pentru opt zile și, pe Dumnezeu, pe sufletul meu de creștet, îți jur că mă voi înapoi aici de îndată ce el voi fi salvat pe bătrânul meu tată. Loioul scutură îndârjit capul și răspunse, arată în pactul pe care l-ai semnat cu satana, spunem formula de vrajă cu care faci paraliticii să poată umbla. Renault și frânse mâinile. Din ce în ce figura lui se descompunea și strigă, Domnule, fii bun și ascultă-mă. Am o soție, o soție tânără și frumoasă de neîncheiată. Ta inima. Ai iubit vreodată? Domnule, strigă el disperat, fii mai mult decât Dumnezeu, fi om. Loioulă se retrase plângând. În fața acestei explozii de durere, simți cum îl năpădesc lacrimile. Când îl văzu pe acest om tânăr, viguros, învârtindu-se pedalele de piatră, lovindu-și fruntea de dușumea încercând să se târască spre el, când îi auzi vocea înăbușită de hohote de plâns, blânda, loioul a început să plângă. Totuși, își făcu semnul crucii și se retrase încet, murmurând, viclanie diabolică. Zadarnic dai asalt slăbiciunii mele omenești dar pe când se îndepărta grăbit, din fundul celulei, a cărei ușă se închidea, el auzi vibrând până la el un blestem care îl făcu să se cutremure, a furisit. Fii a furisit. Voi trăi, ca să te fac să simți ceea ce sufăr eu acum. 3. Primul pas al Catherinei de Medicis, Andemont Morenchi grăbi marșul trupelor sale, pentru a ajunge la timp, Planul său inițial, pe care curajul lui Carol Quintul trebuia să-l dejoace, era să se arunce asupra Savonei, în loc să aștepte invazia și să-l atace pe împărat în alpi. Ajutat de locotenentul general Cardinalul de Tornon, el căută în toată armata să o trupă de cavalerie și de infanterie ușoară, capabilă să se bată în munți și înainte cu o rapiditate neînchipuită. Nu mai puțin penetrant decât conetabilul său, Francischi rămase totuși în urmă, în grosul armatei al cărei comandant era. Ariergarda Garda era comandată de François, delfinul Vienei și duce de Bretagne. El avea subordinele sale pe fratele său, Henry d'Orleans. Cel de-al treilea fiu al regelui, Charles, rămăsese la Paris, fiind prea tânăr pentru a pleca într-o astfel de expediție. Arier Garda intrase deci în Viena în primele zile ale lunii august. Această trupă nu era formată numai din soldați și bagaje, ci cuprindea și numeroase doamne de la curte, iar printre acestea se afla și Catherine de Medicis, tânără frumoasă și strălucitoare a soția lui Henry. Diane de Poitiers, care exercita asupra prințului o puternică influență, datorată mai mult politicii decât frumuseții sale, nu voise să plece din Paris, poate pentru a nu fi umbrită de Catherine. Soția lui Henry domnea deci incontestabil asupra acestei ariergarde ce o avea în urma sa. Viena, ca principat al lui François, oferise moștenitorului Franței sărbări magnifice. Dar, în ciuda acestor sărbători, Delfinul rămânea mereu sumbru, așa cum era de câteva luni, încă înainte de plecarea din Paris. Într-o seară, după dineul la care asistaseră cei doi prinți, doamnele de onoare și gentilomii, după ce discutară șansele bătăliei sub toate aspectele, Catherine aruncară o privire adâncă lui Henry, care păli, apoi această privire căzu asupra lui François, care asculta fără să ia însă parte la conversație. Alteță, zise Catherine, cunosc o rețetă de vinuri amestecate, care redă veselia unui pohondru și uitarea celui mai nefericit dintre îndrăgostiți. Uitarea. Murmură surd François. Da, scumpul meu senior, uitarea. Chiar dacă există o crimă în viața dumitale, ceea ce nici lui Dumnezeu nu-i place, rețeta mea te ajută să o poți uita. Adio tristețe, trăiască bucuria, iată rezultatul pentru cei care beau din licoarea mea. Spune-mi rețeta dumitale, doamnă," strigă François golind un pahar plin pe nerăsuflate. Ba nu, răspunse Catherine râzând. Dacă vrei însă, o pot spune paharnicului dumitale." Montecucul! strigă prințul. Montecucul era la curtea lui François un fel de paharnic, un majordom însărcinat cu procurarea celor mai bune vinuri. Era un tânăr de vreo 30 de ani. La chemarea prințului intră imediat. Catherine se părea că nu-l cunoaște, deoarece nu-i aruncă nicio privire. Dumneata ești nobilul însărcinat cu supravegherea pivnițelor ducelui de Bretagne? Îl întrebă ea. Am această onoare, doamnă, răspunse Montecucul, polind ca și Henry. Ei bine, domnul meu, vei găsi aici cele mai izbutite rețete pentru vinurile prințului, spuse ea și scoase din poșetă o cărticică subțire, pe care i-o întinse lui Montecucul. Acesta o luă tremurând. François, căzut în reverie, nu dădu nicio importanță acestei scene. La un gest al Catherinei, Montecucul ieși clătinându-se de emoție, dar nimeni nu observa acest lucru. După ce paharnicul ieși, Henry își șterse fruntea brobonită de sudoare. Era levit și privirea pe care i-o aruncă tinerei sale soții era încărcată de teamă. În acest moment, delfinul se ridică de la masă, zicând, Domnilor, mâine plecăm. Mă grăbesc să-i ajung din urmă pe rege și pe conetabil. Mă grăbesc de asemenea să aud zgomotul făcut de ciocnirea armelor, precum și bubuitul tunurilor. Poate că una din ghiulele imperiale îmi va zdrob pieptul sau un va zbura capul. Și mai mult suspinând, adăugă, această ghiulea va fi binecuvântată. Henry și Catherine auzirea aceste cuvinte și se privire tăcuți, de parcă o fatalitate avea să se abată asupra lor. Reîntors în camera sa, Montecucul închise ușa, trase perdeaua, răsuci cheia în broască și numai după aceea, când fu singur că nimeni nu-l poate auzi, deschise micuța cărticică a Catherinei de Medici. Această carte, ca toate celelalte, avea un titlu. Și acesta era Folosirea otrăvurilor. Montecucul a avut un șoc puternic. Un tremur nervos îl cuprinse. Pielea obrazului său căpătă o culoare cadaverică. Privi să-l bati în jurul său și cu un gest plin de groază ascunse cartea sub căpătâiul patului. A doua zi de dimineață, după ce ascultară liturgia, cei doi prinți și curtea lor trecură Honon și apucară la dreapta, pe o frumoasă șosea largă, ajungând la Tornon. Soldații se răspândiră prin oraș, căutând locuință și hrană la localnici. Gentilomii ocupară locuințele nobililor sau ale celor bogați. Delfinul și fratele se o fură conduși de jupân pe zenac la Palatul Arhiepiscopului de Brum. Urma canzori, trupă să pornească din nou la drum. François se grăbea să ajungă armata regală din urmă și apoi să treacă în avangarda comandată de conetabilul Montmorency. Spre seară, luară masa împreună. Ca de obicei, Catherine de Medici scânta la vioară și fu așa, precum era întotdeauna, scânteietoare de vervă. Tot ca de obicei, François rămase întunecat și tăcut, gândindu-se la lucruri pe care numai el le știa. Abia spre sfârșitul cinei spuse, nu știu ce mă oprește să încalec imediat și să pornesc pe urma monseniorului conetabil și se ridică brusc, întorcându-se spre scutierul său, poruncindu-i, calul meu, imediat. Catherine Pull se ridică în picioare de îndată ce delfinul făcu acest gest și simțea că se clatină. În adâncul inimii scoase un strigă de blestem și, cu o privire arzătoare, încercă să-și rețină soțul, Henry însă întoarse capul. O flacără de bucurie îi figura lui Montecucul. Scutierul lui François ieșise să execute ordinul, deci nu va mai trebui să folosească o trava. François va rămâne delfinul Franței. Niciodată nu se va mai evie o ocazie atât de frumoasă, atât de ușoară. Catherine simțea că îi plesnește capul. Se apropie de François. Niciodată n-a fost mai radioasă, mai surzătoare ca în acel moment. Monseniore, zise ea, vrei să ne abandonezi? Și ce va spune regele când va afla că ai părăsit postul încredințat? Regele, murmură delfinul părând că se smulge dintr-un vis îndepărtat. Da, regele. Îi cunoști prea bine ieșirile furioase, când ordinele nu-i sunt respectate. Pe Christ, ai dreptate, doamna. Regele trebuie să fie ascultat și eu, care voi fi rege, eu care voi dori să fiu ascultat, trebuie să dau exemplu. Scutier, duminică până miercuri ar măsarul înapoi în grajd. Plecăm mâine. 4. Cain, Catherine radia de bucurie. Ea se aplecă, făcând o reverență. Când se ridică, delfinul era plecat de lângă ea, îndreptându-se cu compania să spre apartamentul care fusese rezervat. Unul după altul, gentilomii se retraseră. Catherine și Henry intrară și ei în camera lor. Montecucul era acolo și aștepta. Un semn al Catherinei îl înștiință că vrea să-i vorbească. Cele trei personaje se priviră îndelung. Montecucul era livid, Henry, alb ca o coală de hârtie, iar Catherine, cu obrajii în flăcări. Dar asta nu dură mult, apoi se așternu o tăcere apăsătoare. O voce care se distingea cu greu, dar care răsuna ca o lovitură de tunet în creierii celor doi. Se auzi, era vocea Catherinei, care spunea, și acum, să aranjăm povestea cealaltă. Bunul nostru Montecucul, care este atât de hotărât, n-a așteptat decât această clipă. Dar pentru asta îi trebuie un ordin precis, al dumitale, Henry. Vorbește. După cum vezi, paharnicul așteaptă. Henry suspina adânc și clătina din cap. Cum? Nu vrei? Din nou Henry dădu din cap. Montecucul respiră ușurat. Sângele îi năvăli în obraj. Catherine, cu o deosebită delicatețe, puse mâna pe umărul bărbatului ei, o mână fină și nervoasă. Henry tresări și strigă. Nu! Nu! Murmură Catherine. Nu vrei să domnești? Fie! Asta mă privește și pe mine. Vei fi, deci, toată viața, vasalul fratelui tău. Când va domni, când va pune pe fruntea sa coroana strălucitoare pe care tu o respingi, el îți va vorbi că stăpân și va trebui să-l asculți. Regii trebuie ascultați. Chiar Adineauri a spus-o și delfinul. Și vorbind despre viitoarea sa omnipotență, te-a privit lung. Montecucul, toată povestea n-a fost decât un joc. Retrage-te, dragul meu, și să nu sufli o vorbă, deoarece s-ar putea crede că odată, din întâmplare, stăpânul meu, prințul Henry, a avut un gând de bărbat adevărat. Mai târziu, când fratele său îl va exila sau îl va spânzura pentru a se debarasa de el, atunci îți vei putea spune că într-o seară de vară, norocul, glorios, splendid, s-a urcat până la Henry și că acesta i-a dat cu piciorul. Du-te, Montecucul! Paharnicul se îndreptă spre ieșire. Henry căfua, sudoarea îi și roia pe frunte. Lașule! Murmură Catherine. Stai, Montecucul! Spuse prințul. Cain, tu n-au o voce. Prințul Tresării din toată ființa sa. În cameră nu erau decât el, Catherine la câțiva pași în apropiere și paharnicul lui Franzwa, care ajunsese lângă ușă. Și totuși o voce strigase, Kane. Nu era ceea ce s-ar putea numi vocea conștiinței, ci o voce omenească răsunase în cameră. O ființă se afla acolo, invizibilă și strigase numele primului fratricid. Catherine nu se mișcă, ea nu auzise deci. Montecucul se apropie din nou de prinț, deci nici el nu auzise. Numai eu am auzit, își spuse al doilea prinț al Franței. Iluzie diabolică, poate. Cum? François va domni, iar eu voi fi un simplu vasal al său. Jucăria lui, servitorul lui, iar el ar muri dacă eu aș spune un cuvânt, un singur cuvânt. Și apoi, dacă asta este o crimă, doar eu îi voi duce greutatea, luptându-mă cu zadarnice remușcări. Kane, strigă vocea necunoscută, de astă dată însă mult mai încet, mai ștearsă din cauza depărtării. Fie, scrâșni din dinți Henry, al cărui păr se zbârlise pe cap. Kane, domnule, adăugă el vorbind de data aceasta cu paharnicul delfinului, ai citit cartea ce ți-a fost încredințată ieri? Da, monseniore. La pagina marcată cu o cruce roșie. Și Montecucul își șterse fruntea îmbrăbonată de sudoare. Ai preparat băutura? Da, monseniore și ești hotărât să-i o dai aceluia. Știi care? Da, monseniore, în condițiile care mi-au fost promise. Le cunosc, dacă vei fi acuzat, te voi acoperi. Mai târziu, vei fi paharnicul regelui Franței. Asta e. Montecucul rămase nepăsător. Figura lui Henry se descompunea însă văzând cu ochii. Un moment își ciui urechile. Ce ascultă? Apoi își adună întreaga energie de care mai era capabil, ca un om pus să ridice o greutate formidabilă, ca să poată rost, ei bine, fă -o. Kane, repetă pentru a treia oară vocea, însă atât de slabă, atât de îndepărtată, încât părea un suflu de agonie. Acum, spuse Catherine, poți să te culci liniștit. Adio, sire. Catherine ieșise când el își ridică privirea, dar nu se alarmă, fiindcă rare ori cei doi să-ți dormeau în același dormitor. Montecucul ieșise și el. O spaimă neînchipuită îl cuprinse ar fi vrut să strige paharnicului să se întoarcă, dar limba îi era paralizată. Și vocea care strigase adinauri, Cain, se auzi din nou. Părea că vine de departe și cu cât se apropia, cu atât devenea mai puternică, parcă răsuna din camera în care se afla Henry. Cain! 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 Apoi alte voci se amestecare cu vocea care strigă, Cain! Altele, altele și altele răsunau cu disperare, ca niște dangăte de clopot. O gălăgie enormă, un adevărat vacarm care făcea să se zguduie pereții castelului. Cu un efort teribil, Henry izbuti să se miște și, trându se până la patul său, căzu de latul. În același moment, Montecucul pătrundea în camera delfinului François. El ducea o tavă de argint aurii, pe care se afla un pahar de cristal cizelat. Prințul ședea lângă o masă, cu capul în mâini. La intrarea lui Montecucul, François a făcut o mișcare și săltă capul ești binevenit, spuse el, mor de sete. Aveți febră, alteță, reuși să îngaime paharnicul. François luă paharul. E băutura răcoritoare pe care mi-o dai în fiecare seară. Aceeași, se bălbâi montecucul. Dar ce-i cu tine, prietene, ce ai? Eu, monseniore? Da, tu, ești palid ca un mort. Și spunând acestea, François goli paharul până la ultima picătură. Excelentă, continuă el să spună punând paharul pe tavă. Du-te acum și îngrijește-te. Se vede că tu ai febră. În drum, trimitem valetul. Aș vrea să încerc să dorm. Montecucul e și cu tava în mână. El merge împlăticindu-se, murmură François ridicând din umeri. N-are febră, e beat acest credincios Montecucul. S-a dus vremea când mă îmbătăm și eu. Apoi își ascunse obrazul în mâini, suspinând, uitarea, uitarea, strigă el. Dar cum poți uita vreodată această iubire infernală, moartă, ucisă de mine, Marie încă vie în inima mea. Oh, cum să uit noaptea cumplită în care am urmărit-o pas cu pas de la ieșirea din fortăreața Temple, când am doborât-o la picioarele mele? Cum să uit mai ales, adăugă el clănțănind din dinți, că Maria a cedat fratelui meu Henry, în timp ce mie mi-a rezistat, și că avea un copil. Începu să hohotească de furie. Deci nu remușcarea era ceea ce îl mâhnea pe Delfin, ci mereu aceeași cumplită gelozie care îl rodea continuu, Copilul pe care îl născuse Marie în temniță era, credea el, fiul lui Henry. Această bănuială se născuse în sufletul său, se întărise și acum delfinul se prăpădea de ură și de gelozie. 5. Salvatorul, a doua zi dimineața, la orele șapte, ca ei tropăiau în piața Tornon, trompetele sunau, strigăte chemau pe cei întârziați, soldații își ocupară locurile în coloană, pregătindu-se de marș. Delfinul însă nu șosea. Și nici prințul Henry. Deodată, în această mulțime zgomotoasă, veselă, bine dispusă, de femei dichisite și de bărbați frumoși care se duceau la lupte de parcă s-ar fi dus la dans, un zvon se răspândi cu iuțea la fulgerului, trecând din gură în gură și o tăcere adâncă luă locul hohotelor de râs. Delfinul era bolnav. Cum, ce avea? Nu știa nimeni. Unii spuneau că răcise în ajun, făcând baie îndată după sosirea sa la Tornon, Alții afirmau că neagră melancolie era ceea ce remarcaseră la el cu toții în ultima vreme și că aceasta se transformase într-o febră grozavă. Trecu un ceas, apoi două. Apoi se văzură în galop, mâncând pământul, curieri trimiși de fratele delfinului, prințul Henry, la regele Francischi, tatăl lor. Soldații, nemișcați în armurile lor din piele de bivol, așteptau apatici, sprijiniți în sulițe. Dar, în această așteptare, goleau carafele umplute de către frumoasele fete din Tornon. Gentilomii descălecaseră unul după altul și se duceau să afle știri în palatul cardinalului. În sfârșit, pe la orele 10, apăru prințul Henry și, după paloarea figurii sale, fiecare își dădu seama că starea delfinului era gravă. De asemenea, fiecare putu să-și dea seama de afecțiunea pe care Henry o nutrea fratelui său, când cu o voce surdă, întretăiată de suspine, anunță, Iubitul meu frate, moștenitorul tronului, atins de o boală necunoscută, dar pe care medicii o declară fără gravitate, mi-a poruncit să preiau comanda trupei și să continuăm drumul. Astfel, domnilor, vom porni imediat și Dumnezeu să-l păzească pe fratele meu François. Amin. Zise doamna Catherine, facându-și cruce. Amin. Repetă trupa și gentilomii, închinându-se. Ordinul de marș fu dat imediat. Corul și trompetele de dură semnalul. Toată lumea dispăru apoi în norii de praf ce se ridicau din drum.